Multe persoane își doresc să urmeze o carieră care să li se potrivească și să câștige bani pe măsura nevoilor lor. Astăzi, facultățile sunt pline de studenți care își doresc să reușească profesional. Totuși, mulți dintre ei nu se gândesc la modul în care viitoarele lor slujbe le vor afecta sănătatea. Iată câteva dintre cele mai nesănătoase meserii din lume. Pescuitul. Deși mulți oameni adoră să pescuiască deoarece este o activitate relaxantă, se pare că pescuitul poate fi un job periculos. În anul 2011, în urma recensământului național al vătămărilor profesionale, Biroul de Statistică din Statele Unite ale Americii a constatat că industria pescuitului a suferit cele mai multe decese din acel an. Mulți muncitori au murit în timp ce lucrau deoarece bărcile în care se aflau se răsturnau. Corporația. Dacă ai crede că lucratul de la ora 9 la ora 17 este unul ușor, te-ai putea înșela. S-a constatat că oamenii care lucrează la birou au șanse mai mari să se îmbolnăvească de boli cronice, de boli de inimă sau de diabet, lipsa de mișcare și stresul constant pot fi cauzele acestor probleme. Avocatura. Se pare că doar 4 avocați din 10 și-a recomandat cariera. Deși poate fi un job foarte bine plătit, avocații sunt nemulțumiți din cauza nivelului de stres asociat cu munca lor. Un studiu realizat de Lowcare a constatat că 47% dintre participanți și-au dorit să renunțe la un moment dat la meseria lor, iar pentru 75% din acest job este destul de stresant. Stresul are un efect dăunător asupra sănătății noastre și poate duce la tot felul de probleme legate de sănătate, cum ar fi ulcer, hipertensiune, bol de inimă și accident vascular cerebral. Medicina. În ciuda faptului că medicii și asistenții medicali ne ajută să fim sănătoși și în formă, aceste meserii sunt considerate unele dintre cele mai nesănătoase joburi din lume. Un studiu publicat a constatat că aproximativ 55% dintre asistenții medicali erau obezi, în timp ce alt studiu a remarcat că 19.000, adică 10% dintre medicii studiați, s-au rănit fizic în timp ce lucrau. Ei sunt expuși direct infecțiilor și bolilor din spital și le este foarte greu să facă față situațiilor critice, mai ales cele actuale.